Azi TV. Asta e televiziunea ta. Domnilor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la jurnal. Pentru început vă prezint principalele titluri ale ediției. Proiectul Wonderland al primarului Ovidiu Crețu începe să prindă contur. Astăzi a fost inaugurat aerodromul Euro Airbus. La Bistrița au sosit peste 11.450 de doze de vaccin împotriva virusului AH1N1. Deja au început furturile de pom de Crăciun. Proiectul Wonderland al primarului Ovidiu Crețu începe să prindă contur. Astăzi a fost inaugurat aerodromul Euro Airbus, realizat în parteneriat public-privat, situat în apropierea bazei militare de pe dealul Cocoșului. Acesta va deservi aterizării și decolării avioanelor ușoare și medii, probabil și Smurdului. Aerodromul se întinde pe o lungime de 650 de metri și este realizat prin investiția lui Dumitru Tănase, iubitor al zborului. Omul de afaceri a investit până acum în amenajarea spațiului suma de 250.000 de lei, la care se adaugă contribuția primăriei Bistrița de 18.000 de lei. Aerodromul cuprinde și un heliport, unde vor putea ateriza avioanele ușoare și medii, precum și elicopterele Smurd. Inițiam un proiect de hotărâre care a fost aprobat de Consiliu de a amenaja în Wonderland un heliport și o pistă pentru aterizarea avioanelor ușoare. Cel care s-a ocupat de această problemă a fost domnul Hanca, directorul direcției silvice, și am avut și norocul să găsim un întreprinzător. Toate lucrurile astea eu intenționez să le fac prin parteneriat public-privat. Segați-l pe domnul Dumitru să vină. Cunoașteți de la firma Eurocompozite. Este și un pilot amator de avioane ușoare și combinând interesul municipalității și interesul lui de a avea posibilitatea să își aducă un avion ușor aici la Bistrița, am reușit să rezolvăm această problemă. Din păcate, cele trei avioane care au survoluat astăzi Bistrița, vrem să vi le prezentăm la sol, n-au putut să aterizeze pentru că terenul este foarte moale. Intenționam să vă arătăm și avioanele, dar rămâne pentru la primăvară când pista va permite acest lucru. Practic, din acest moment am intrat în linie dreaptă, pentru că acest aerodrom trebuie să fie și autorizat și nu este o operațiune simplă, dar am intrat în linie dreaptă. Știu că Smurdul începe să se extindă la Bistrița. Dacă pietruim porțiunea asta de 200 de metri de drum, așa cum am pietruit cei 80 de kilometri de drum din Bistrița, va putea Smurdul să folosească heliportul unde ne aflăm acum, în condiții foarte bune. Dumitru Tănase a declarat că pe aerodrom se vor desfășura și activități sportive de planorism pentru tinerii din Bistrița. Deci s-a născut în urmă cu 3 luni de zile, la o cerere a primăriei de a amenaja un astfel de obiectiv în municipiul nostru. Nu știu dacă cineva v-a spus până acum, cel mai important lucru care cred că se va coagula în jurul acestei acțiuni, am în intenție să aduc Aeroclubul României în Bistrița pentru a desfășura activități sportive de planorism pentru tineretul și copiii din urbea noastră. Veți achiziționa și asta un avion ușor? Da, l-am achiziționat deja, el este depozitat la Cluj, la Aeroclubul României din municipiul Cluj, datorită faptului că aici nu sunt încă condiții de aterizare în condiții de siguranță. Pista încă nu este terminată? Nu este operabilă. Ea trebuie să fie înerbată și întreținută la nivel de gazon ca să poată fi operabilă în regim de siguranță. Cam în cât timp se va... În primăvară, prin luna martie vom face însămânțarea, dar după cum știm, o săptămână trebuie pentru răsărire și de acolo încolo întreținerea specifică unei suprafețe înerbate.
Aerodromul va deveni funcțional abia în primăvară, când întreg spațiul va fi amenajat corespunzător. Mâine de la ora 10 va fi inaugurat serviciul SMUR din Bistrița Năsăud. Evenimentul va avea loc la sediul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență. De la inaugurare nu va lipsi secretarul de stat în Ministerul Sănătății, publice doctorul Raed Arafat. Continuăm știrile. De Ziua Națională a României, bârgăoanii și-au făcut un car de nervi. Firma care se ocupa de transportul în comun și-a bătut joc de ei. Nu a ținut cont că oamenii nu lucrează la stat, adică nu au zi liberă și a funcționat în program de sâmbătă. Asta a însemnat că din cele 14 autobuze au lucrat doar jumătate. Rezultatul? Unii bârgăoani au rămas pe jos pentru că nu au mai încăput în mașină, iar cei care au avut norocul să urce abia au rezistat până la destinație. Înghesuiți ca sardelele în conservă, cu căldura dată la maxim și fără pic de aer, pasagerii au coborât transpirați ca din saună. Reporterul ASTV nu a putut nici măcar să scoată camera din geantă din cauza înghesuielii. Abia după ce au mai coborât din pasageri a putut filma. Sigur că simțim și noi un sentiment de frustrare când vedem că unii dintre colegii noștri care au plătit abonamentul au rămas în stație datorită condițiilor de care nu au putut fi asigurate de către firma angajatoare Transmis. Extraordinar, condiții nemaipomenite. Mulțumim firmei. La mulți ani România. La mulți ani România. La mulți ani România. Chiar dacă toată lumea l-a acuzat pe șofer, el nu a avut nicio vină. A respectat doar ordinele de la șefi. Ce pot să spun? Are dreptate. Se poate filma în spate. Alte amănunte nu știu să dau în legătură cu programul de... Deci nu pot să dau alte detalii în funcție cu programul care e. E program de sâmbătă, se face un microbuz, face traseu, alte detalii luați de la coloană. Anumite stații de ce nu se opresc sau de ce au statut că nu ar trebui să aibă licență sau nu au licența de bârgău? Da, anumite stații nu sunt trecute pe licența de oprire. Concret cu Cibela, mai sunt stații care nu sunt clarificate pe linia prundul Bârgăului. Este trecută stație Heniu, care nu mai există, e trecută la primărie. Mai este stație pe linie continuă mai sus, la Rigoraș sau Grigore, cum îi spune acolo în Pante pe Tiha. Mai sunt multe de lămurit pe problema stațiilor. Asta nu suntem noi în măsură să vă spun care e legătura cu treaba asta. Directorul firmei de transport nu a știut de ceea ce s-a întâmplat și spune că pe viitor va lua măsuri ca acest lucru să nu se mai întâmple. Dacă s-a lucrat în regim de sâmbătă, s-a respectat programul. Dar nu a ținut cont că unii, adică majoritatea nu lucrează la stat, deci nu au avut zi liberă. Asta a fost programul. Dacă a fost stabilit program de sâmbătă, asta a fost programul de sâmbătă. Bine, unii mai spun că șoferii nu opresc în toate stațiile. Nu opresc unde vor oamenii. Deci sunt proceduri, sunt oameni care au pretenții a opri în fața casei. Ori asta este imposibil. Vaccinarea împotriva gripei porcine a început și la noi. La Bistrița au sosit la sfârșitul săptămânii trecute peste 11.400 de doze de vaccin. Distribuirea acestora a început în 30 noiembrie. Primii imunizați au fost angajații Direcției de Sănătate Publică. Urmează ca vaccinul împotriva virusului AH1N1 să ajungă în școli și la personalul Ministerului Administrației și Internelor. Vaccinul se adresează în special persoanelor cu vârstă cuprinsă între 15 și 24 de ani, acest segment de populație fiind cel mai predispus îmbolnăvirii, pentru că virusul AH1N1 prezintă un grad foarte mare de dezvoltare în plămânul adultului tânăr. Direcția de Sănătate Publică a primit la sfârșitul săptămânii trecute 11.450 de doze de vaccin împotriva gripei noi. Vaccinarea a început în